continuăm cu rubrica noastră politică. Imaginați-vă un interviu cu Nicolae Timofte alături de Marian Lupu. Stimați telespectatori, ne aflăm în fața președinției și vom lua un interviu de la președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, alături de președintele Parlamentului, domnul Marian Lupu. Domnul Timofte, spuneți, vă rog frumos, cum îți fie președintele Republicii Moldova? Ce greu! Foarte multe responsabilități. Trebuie să știi și să spui, când să spui și dacă are, în general, sens să spui. Am înțeles. Care sunt activitățile unui președinte Republica Moldova? Nu faci mai nică! Sâmbătă și duminică, deoarece este după legislație zile libere. Dar, în schimb, noi lucrăm de luni până vineri, ca caii. Și asta înseamnă că nu-i cacofonii. Totuși, care sunt activitățile? Sauni, vânătoare! Tete, este, noi suntem lipsiți de toate acestea bucuriile vieții. Cum am mai spus, noi lucrăm de luni până vineri, 24-24, fix ca alimentarea din ograda mea. Înțeles, dumneavoastră v-ați mutat la reședința din Condrița. Care sunt condițiile de trai acolo? Luxos, fix ca la Reș. O fost până nu a venit Voronin. Și-a distrus acolo tot. Noi acum am alocat bani din buget, 6 milioane de euro, pentru reconstruct 3D. Ca să ne imaginăm cum a fost sauna, basinul, toate astea, să ne imaginăm până la demolare, până la demolare. Am înțeles. Deseori vă întâlniți cu cu conducătorii Alianței pentru Integrare Europeană. Despre ce discutați acolo? Ei, că ne strângem și tragem o sticlă de conversații. Noi adoptăm acolo legi, diferite, așa. Nu. Nu, dar totuși, despre ce discutați? Despre asta... cum se spune? Ați spre Republica Moldova, da, clar lucru, asta e primul plan. Și încă despre asta, desuri noi vorbim, e că stă pe limbă. A, gata. Toată lumea se interesează cum se împart banii de la femei. Eu nu mă bag, eu știu, de exemplu. Invers, eu știu, în sens eu nu știu. Cunoaștem că ați fost asigurat cu un Mercedes nou de serviciu, o valoare de 100.000 de dolari. Cum vă pare această mașină luxoasă? Nu știu, feciorul mai mult spre lucrurile. E mașină ca mașină, știți? La toți le interesant, cât este salariul unui președinte din Republica Moldova? Ei, când și cum, știți? Depinde cum vine acolo și împarte soția, fiindcă ea răspunde de salariul meu, eu nu. Conturile familiei ea răspunde. Bine, și la final de interviu, ce doriți trebuie să transmiteți tuturor cetățenilor a Republicii Moldova ca președinte a acestei țări minunate? Da? Eu știu una, nu judeca și nu vei fi judecat. Asta eu o spun ca președinte a Republicii Moldova, da, dragă.